Acum câțiva ani am luat un curs la Fuller Theological Seminary despre lucrarea Duhului Sfânt, pneumatologie. Am avut un profesor la origini neamț care în deschiderea acelei clase a adresat o întrebare tuturor studenților și anume, care este experiența voastră cu Duhul Sfânt? Spectrul din care veneau studenții era foarte larg, din toate bisericile evanghelice. Veneau din uh, biserici reformate, protestante în general, în mod special cele care au abordare cesaționistă cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că ei consideră că darurile spirituale au încetat odată cu perioada apostolică. Și până în partea cealaltă, la Pentecostal, carismatici și ultra -carismatic, dacă spun așa. Și ceva m-a surprins. M-am uitat la cei care veneau din zona cesaționistă și spuneau ceva de genul, ceva lipsește experienței noastre, experienței noastre creștine. Așa cum citim Biblia și după nevoile care sunt în biserica noastră, ceva ar trebui să mai fie acolo. Și apoi m-am uitat la cei care erau în partea cealaltă, și unii dintre ei vorbeau despre faptul că au asistat la abuzuri ale lucrării Duhului Sfânt și la manifestări ale darurilor spirituale de care, cu care nu doreau să se mai asocieze. Și în acest moment experimentau rezerva. Spre exemplu, mi-am gândit de un coleg care spunea că. Fratele lui s-a îmbolnăvit, cred că a făcut tumoare pe creier. Și au venit credincioșii din biserica unde mergeau, cu multă carismă. Și-au scos drace, și-au poruncit, și-au strigat, și-au strigat, și-au strigat, și-au declarat că îi vindecat. Și fratele lui a murit. Și el zicea, inima mea e frântă, nu mă mai pot asocia cu așa ceva. Pentru mine personal, nu cred că a fost un subiect teologic care să-mi ceară mai mult timp să mă întorc asupra lui, să reflectez, ca acesta. Am trăit cele mai frumoase bucurii spirituale în prezența și în manifestarea Duhului și am trăit și cele mai dureroase și confuze momente. În pregătirea acestei predici, Cineva mi-a recomandat o carte și am constatat că am în format electronic pe calculator și am deschis-o repede. Este scrisă de, de, de Jack Deere, cel care, într-o altă carte, vorbește despre faptul că el dintr-un medic cesaționist a venit și a experimentat manifestarea Duhului. Am fost foarte încântat de acea carte. Și cu dorința provocată de acea carte, m-am apucat să citesc Ghidul Începătorului pentru Darul Profeției. Și în introducere el spune așa O mare parte din carte este relatarea propriei mele experiențe profetice, precum și întâlnirile mele cu diverși profeti. Și apoi a urmat o frază. Ea este și relatarea povestirii despre Paul Chain, un profet. Și acum e ușor de analizat sau de, de a face o cercetare. Am băgat pe domnul Google, care știe totul, Paul Chain. Huh și am constatat că acest bărbat, recunoscut în mediile pentecostale și carismatice ca fiind profet, a fost exclus de trei slujitori, printre care și autorul acelei cărți, după data scrierii cărții. Și vreau să vă spun că în acel moment am avut sentimentul că am înghițit sârmă înghimpată. M-am îndoit, m-am frânt, și eram în cameră cu un alt pastor și am spus, nu mai pot să citesc cartea asta. Mă doare, pentru că, de fapt, acea persoană avusese o trăire în păcat, n-a fost un accident. Și nu o să intru în detalii. Așa că eu stau în dimineața asta înaintea dumneavoastră, cu inima frântă de tensiunea determinată de înțelegerea a ceea ce ar trebui să se manifestă în biserică și abuzurile asupra. Acestui dar. abuz făcut chiar de către cei care se numesc profeți. Și m-am rugat, și asta a fost rugăciunea mea, în timpul pregătirii acestei predici. Doamne, ajută-mă ca în timp ce abordez subiectul acesta, înțelegerea mea, practica mea, experiențele mele trecute să nu vitregească Biserica ta de o resursă pe care tu ai oferit-o și nu mă lăsa să-i duc pe frații mei în rătăcire. Deschizând drumul spre senzațional lipsit de autenticitate. Acum vreau să citesc textul de astăzi. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, capitolul 5, versetul 20 până la versetul 22. Cum ne raportăm la profeție, la prorocie, la prorocii? Și atât ce spune Apostolul Pavel, Bisericii din Tesalonic, versetul 20, Unul Timotei, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 20. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Și m-am simțit prins la mijloc. Nu disprețui, cercetează, păstrează cei bun și ferește de tot ce e rău. Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos a binecuvântat biserica sa cu nenumărate daruri spirituale. Lista este mare. O găsim în 1 în 12, în Efeseni 4, o găsim în Romani 12, o găsim și în Petru. Este diversă. Manifestarea Duhului în Biserică. Dar aș vrea doar un pic să pun în contrast. Spre deosebire de vorbirea în alte limbi, care aduce zidire personală doar celui care practică în viața căruia se manifestă acest dar, prorocia aduce zidire Bisericii. De aceea, Prorocul vorbește poporului lui Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt. Nu sunt gândurile Lui, nu sunt părerile Lui. Nu sunt emoțiile lui și nu este proiecția lui asupra celorlalți. El rostește spontan, dar inteligibil. Biserici, un mesaj care vine de la Dumnezeu. Și avem un verset care ne ajută să vedem rostul profeției în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 4. Cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor, în timp ce cel care vorbește în alte limbi Vorbește lui Dumnezeu și se zidește pe sine însuși. Cine prorocește are un mesaj pe orizontală, vorbește oamenilor. Și iată ce spune textul acesta despre această vorbire care se adresează credincioșilor și nu numai. Aduce zidire, sfătuire și mângâiere. Acestea sunt elementele nou-testamentale ale profeției. Profetul Vechiului Testament este mai degrabă cel care stă cu degetul întins spre cel căruia îi profețește și spune, Așa vorbește Domnul. În Noul Testament nu se mai găsește expresia asta. Când citiți pe toți profeții din Noul Testament, cu excepția unuia, toți ceilalți nu folosesc expresia Așa vorbește Domnul, ceea ce comunică ideea că Orice cuvânt care urmează să fie rostit este sub inspirația Duhului Sfânt. Singurul care, formează, care folosește această expresie în Noul Testament, din câte înțeleg eu până acum, este profetul Agab. Cred că în capitolul 20 din Faptele Apostolilor îl găsim pe Petru, Pavel care ajunge în casa lui Filip, care are patru fete prorocițe și la un moment dat, Agab ia brul lui Pavel și începe să se înfășoare cu el. Și apoi prorocește și spune așa. Așa vorbește Duhul Sfânt. Cel care este proprietarul acestui brâu, așa va fi legat de iudei și va fi dat în mâinile neamurilor. E interesant. Ați constatat că Pavel nu ascultă de această prorocie? Toți frații când au auzit această prorocie au spus nu te duce la Ierusalim, de ce să ți se întâmple răul acesta? Și Pavel zice, nu, eu mă duc. care e problema? M-am uitat cu atenție săptămâna aceasta la detaliile profeției și împlinirii ei. Și interesant, este o profeție care are detalii eronate. Și anume, Pavel ajunge în Ierusalim, intră în Templu, după practica iudeilor, să aducă anumite, să practice uh, ceremoniale în acord cu legea vechi testamentală și când iese de acolo, este arestat de către iudei, nu-i legat, ci este pus în lanțuri și este scăpat de către romani. Nu-l dau iudei în mâinile romanilor, ci romanii, când au văzut că viața lui este în pericol, îl scapă. Interesant, același profet Agab, cu ceva capitole mai devreme, este folosit de Dumnezeu să vorbească despre o foamete care urmează să vină în Ierusalim, foamete care s-a întâmplat și, datorită profeției lui, bisericile, sfinții din zonă au strâns daruri și le-au trimis către cei care au fost parte a acestei uh, uh, lipse de bunurile necesare vieții. Unii comentatori spun, de fapt, Agab, ca profet al Noului Testament, a avut o înțelegere a faptului că Pavel urmează să treacă printr-o perioadă de persecuție, iar lucrul acesta se va întâmpla la Ierusalim. Și în loc să spună doar ceea ce a spus Dumnezeu, a îmbrăcat limbajul vechi testamental și a spus așa vorbește Duhul Sfânt. Și a dat elemente care au fost un pic în afara tabloului. Ce este un proroc? În acest context, cred că merită să ne oprim asupra unei definiții. Să mă opresc asupra textului din numeri. Un text din Vechiul Testament, de altfel. Numeri, capitolul 24, versetul 15 și 16. Și parafrazând, sau nu parafrazând, ci luând elemente din acest, în aceste două versete, am putea spune că prorocul sau profetul este omul care are ochii spiritual deschiși. Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel care cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel care cade cu fața la pământ, ai căror ochi sunt deschiși. Așa zice Dumnezeu prin Moise. Și primul lucru pe care ne-l spune Pavel în dimineața aceasta, în versetul 20 din textul citit, este nu disprețui prorociile. Se pare că cei din Tesalonic, nu acordau profețiilor atenția cuvenită. Au ajuns să le disprețuiască. Nu ni se spune de ce. Or fi asistat la abuzuri, pentru că asta este cel mai frecvent. Când asiști la abuzurile manifestării darurilor Duhului Sfânt, îți spui, nici n-am nevoie de așa ceva. Sau, e foarte posibil să aibă, să fie avut o înțelegere greșită cu privire la acest dar. Nu disprețui prorociile. Hmm. Eu simt această tensiune. Nu acum. Deseori. Și n-am cum să nu mă întreb de multe ori de ce se întâmplă anumite lucruri cum se întâmplă. Îmi, displac, îmi displace abordarea cesaționistă. Pentru că am impresia că iau ceva din Cuvântul lui Dumnezeu care ar trebui să fie lăsat acolo. Sunt tulburat când văd modul simplist în care unii oameni se manifestă cu darurile supranaturale. Și deseori mă găsesc în această tensiune. Și Dumnezeu îmi spune aici în versetul 21 Cercetați toate lucrurile. Chemarea mea și chemarea noastră, credincioșilor, a fiecăruia în parte, este să cercetăm toate lucrurile să păstrăm ce este bun și să ne ferim de tot ceea ce este rău. Eu mi amintesc în perioada comunistă ideologii înfocați ai ideologiei ateie ne spunea și probabil că ați auzit și dumneavoastră acel dicton despre care spuneau ei că aparține bisericii. Crede și nu cerceta. Întotdeauna mă supăram când auzeam asta. Pentru că îmi dădeam seama de faptul că oamenii Spun ceea ce nu știu. N-au citit niciodată Biblia și Biblia nu spune nicăieri să crezi fără să cercetezi. Dumnezeu nu dorește roboți, oameni care să nu gândească. Dragi creștini, mintea este un dar pe care l-am primit de la Dumnezeu. Amen. Și rugăciunea mea pentru perioada bătrâneței mele, dacă Dumnezeu mă va ajuta să ajung pe acolo, este, Doamne, ajută-mă să-mi păstrez mintea. E foarte important. Dar n am niciun control asupra acestui lucru. Dumnezeu ne-a dat mintea și Dumnezeu ne spune în Biblie că și-a ales ca locuință mintea. Noi ignorați. Nu dați deoparte. Mintea este darul lui Dumnezeu pentru noi. Cum cercetăm? Suntem chemați să cercetăm. Cum facem această cercetare? Câteva lucruri pe care vreau să le aduc în atenția dumneavoastră. În primul rând, Analizăm profeția cu Scriptura. Asta înseamnă că trebuie să știm Scriptura. O să fac o afirmație, sper să mă mai ascultați după aceea. Eu nu cred că în istoria bisericii a fost mai mult analfabetism în înțelegerea, cunoașterea și memorarea Scripturii ca astăzi. Și e trist lucrul acesta. Dragii mei, dacă vreți să aveți o viață solidă creștină, puternică, ancorați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 11, ni se spune că iudeii aceștia din Berea, cărora le-a predicat Pavel Evanghelia, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, cei despre care vorbim astăzi. Au primit cuvântul cei din Berea cu toată râvna, și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. A, ah, frumos. Te duci acasă, îți notezi ce-ți vorbește Dumnezeu la slujbă. Mie mi îmi plac Bibliile măzgălite, să știți. Mai ales că acum putem cumpăra în fiecare an o altă Biblie. Biblia în care subliniez, notez. Mă rog, nu pot să uit experiența din, de la liceu când Cred că prin clasa 11 a fost o ședință cu părinții și elevii și la un moment dat diriginta a adus-o pe profesoara de matematică și le-a spus, le spus părinților, cam așa, vreți să știți câtă matematică știu copiii dumneavoastră? Uitați-vă la cartea de matematică. Dacă arată nouă, habar n-au de matematică. Dacă e măzgălită, subliniată, comentată, copiilor dumneavoastră le place matematica. Biblia trebuie cercetată. În Deuteronom, capitolul 13, de data asta citesc din Vechiul Testament, iată cum spunea Dumnezeu să se cerceteze profeții. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-ascultați cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru, interesant, vă pune la încercare ca să știți, ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Interesant. Noi spunem, da, dar s-a împlinit profeția. Ha. Nu întotdeauna asta înseamnă că e și de, de la Domnul. Domnul ne încearcă voi să nu mergeți, spune versetul 4, după, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și să vă lipiți de El. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit din răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeul vostru, Dumnezeului vostru care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Asta, am spus, a, asta, versetul acesta comunică Bisericii Domnului faptul că Biserica este responsabilă să cerceteze și să nu primească orice ci să cerceteze cu Scriptura. Un alt mod în care putem să cercetăm profețiile este să ne uităm dacă Hristosul profețit este totuna cu cel din Scriptură. Sunt unii care, prin profețiile lor, creează un Hristos sau prin învățătura lor, care nu este biblic. În 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 3, Apostolul Ioan spune așa, Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați și auzit. El este chiar în lume acum. Biserica a care îi scrie aici Apostolul Ioan se confruntă cu filozofia gnostică. Cu gnosticismul care pătrunde în biserică. Ce spune această filozofie? Într-un mod simplu spus. Dumnezeu este spirit și este fără păcat, este curat. Omul este materie și este păcătos. Dificultatea gnosticilor a fost cum Hristos, Dumnezeu întrupat, este în același timp și Dumnezeu și om. Cum poate fi în același timp 100% Dumnezeu și 100% om. Și pentru că n-au putut înțelege lucrul acesta, s-au apucat să învețe și să prorocească în biserică că Isus Hristos nu a venit în trup, ci a fost în Spirit. Eram într-o țară, nu o să o numesc pe aici, în Europa noastră, și am făcut referire la acest verset. Și am comentat ceva de genul oricine și începe sau sfârșește prorocia cu Iisus Hristos a venit în trup, trebuie să fiți foarte sceptici dacă acel ceva e de la Dumnezeu sau e de la El sau pur și simplu așa a învățat El, dar cu siguranță nu e de la Dumnezeu. <laughs> și a urmat o scenă incredibilă. S-a ridicat un bărbat nervos din sală și a încercat să explice faptul că el atunci când prorocește, înseamnă că Iisus Hristos a luat trup în el am crezut că nu e adevărat, că cineva poate să aibă o minte atât de pervertită și să nu înțeleagă Scriptura. Suntem chemați să cercetăm. Al treilea lucru pe care îl facem când cercetăm este să transmite mesajul Evangheliei Harului. Unii prorocesc ca să transmită o Evanghelie legalistă, care adaugă ceva la jertfa lui Hristos. În Galateni, capitolul 1, de la versetul 6 până la versetul 9, Pavel îi mustră pe galateni care, după ce au crezut în Isus Hristos și au fost mântuiți prin har, au întors urechea la iudaizator care a spus: "A nu se poate să fii mântuit doar prin credința în Hristos. Ca să fii mântuit pe lângă credința în Hristos, trebuie să adaugi și legea, să vă tăiați în prejur." Și biserica este confuză, și o bună parte din biserică practică tăierea împrejur. Și iată ce spune acum Pavel acestei biserici, Galateni 1 de la 6. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și apoi urmează o afirmație foarte dură a lui Pavel. Dar chiar dacă noi înșine, sau un înger din cer ar veni să vă, să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propăvăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Dragii mei, mântuirea este doar prin har. Oricine adaugă ceva la mântuire și îți spune nu ești mântuit dacă aia este o altă Evanghelie. Galatenii renunță la har ca să se întoarcă la, la lege. Așa că orice vedenie, vis, profeție, care este în contrast cu Evanghelia harului Dumnezeu, nu este de la Domnul. Un alt lucru care e bine să-l facem când cercetăm este să ne uităm la caracterul mesagerului. Eu un lucru nu l-am înțeles. În primul rând, mă uit așa la niște vedete care apar prin bisericile noastre evanghelice. Un bătăuș, un pușcăriaș, un curvar, un preot, un... se întoarce la Domnul. Cântăreț cunoscut în toată lumea. Peste noapte îi făcut misionar, evanghelist, profet, Întotdeauna am probleme cu asta. Pentru că mie mi se pare că Dumnezeu vorbește de un proces al lucenicii al maturizării și nu poți să dai lucruri valoroase unui om care încă nu este matur. Și iată cum ne învață Isus să ne uităm la caracterul mesagerului. Matei 7, de la 15 la 20. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște luprăpitori. De unde să știi că sunt luprăpitori? Uitați-vă ce spune versetul 16. Îi veți cunoaște după roadele lor. Păi, dragii mei, vreau să vă spun că eu la Timișoara, Suceava, unde vreți dumneavoastră, în Brazilia, pot să arăt o față de sfânt coborât din cer. Dar dacă dumneavoastră vreți să știți exact cine sunt eu, vă sugerez să vorbiți cu soția mea. Ea mă știe exact. Și când sunt nervos, și când sunt calm. Mă rog, asta se întâmplă mai rar. Uh, uh, și când sunt bucuros, și când am atitudini corecte, și când am atitudini incorrecte. Dumneavoastră mă știți mai bine decât nu știu cine din lumea aceasta, pentru că trăiesc aici împreună cu voi. Împreună cu dumneavoastră. Ei bine, Biblia ne spune că după roadei veți cunoaște. Și apoi continuă și spunând o colegul, oamenii, struguri din spini și smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și apoi Iisus reiterează adevărul pe care l-a spus ceva mai devreme, versetul 20. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Ah, eu am avut o problemă cu versetul acesta. Când prima dată l-am înțeles, mi-am dat seama că eu am fost de multe ori în eroare. Pe mine m-au încântat ideile sclipitoare a unor tipi. Carisma, abilitățile, darurile spirituale. Am zis, wow, ce deștept e tipul ăsta! Câte daruri spirituale are! Cum îl folosește Dumnezeu? Și deodată Dumnezeu îmi spune, ei, hey, nu după asta se cunoaște că un om umblă cu Dumnezeu. Nu după darurile pe care le are, ci după roadele Duhului Sfânt în viața lui. Apoi, un alt mod în care cercetăm profețiile este să vedem dacă aduc zidire. Când o profeție este rostită, aduce zidire sau te sperie? Cunosc un pastor care a avut o experiență foarte negativă. În copilăria lui, un profet din ăsta abuziv i-a spus că la 35 de ani Domnul va lua la el. Mi-l amintesc când avea 34 de ani, zice, deși nu cred povestea asta, dar din când în când, diavolul o aduce în mintea mea. Îmi amintesc că a celebrat când am plinit 35 de ani. Dragii mei, unii dintre dumneavoastră ați avut parte de asemenea profeți care v-au speriat. În, copilări, în tinerețea mea au venit, au venit câțiva profesi din o anumită zonă a țării și ne-a spus că tot Galațiul va fi în doliu. La orice casă va fi un steag de doliu. O, ce fericire a fost în biserică, după cum vă imaginați. Au trecut 25 de ani de atunci. Unii au spiritul ăsta de a proiecta asupra altora frustrările lor, neîmplinirile lor, neînțelegerile lor, lipsa de semnificație, și o proiectează și aduc frică. Și aș vrea să vă spun în această dimineață tuturor, orice profeție care vă aduce frică nu este de la Dumnezeu. O profeție trebuie să aducă zidire. Trebuie să aducă sfătuire și trebuie să aducă mângâiere. Repet 1 Corinteni 13, versetul 3 și 4. Dacă lipsește lucrul acesta, atunci cineva vrea să o facă pe profetul Vechiului Testament și Dumnezeu nu l-a chemat pentru asta nu desprețuim prorociile, cercetăm și apoi ni se spune păstrăm ce este bun. Hmm. Păstrăm ce este bun. Mi-am gândit că în 2006 prin noiembrie Nina Sincă, care la acea vreme era membra în biserica noastră, a venit să vorbească cu mine și era emoțional foarte afectată. Și mi-a spus am avut o experiență pe care nu știu cum să o descriu. Dumnezeu m-a trezit noaptea și m-a chemat să scriu. Și am scris câteva pagini. Ce da, așa mi-este teamă să le citesc, că mie este teamă să vorbesc despre ele. Dumnezeu mi-a spus că imediat lumea noastră va fi confruntată cu câteva cataclisme apocaliptice, ceea ce va aduce disperare în oameni. Și m-a întrebat ce să fac. Nu știu câți ați fost în biserică când am pus-o pe și de la Anvona a, spus, a citit E cineva care își amintește povestea asta? Câțiva vă amintiți? Știți ce s-a întâmplat pe 26 decembrie 2006? Poate că vă amintiți. Acel tsunami care a înghițit vreo 300 de mii de oameni oare? Sper să nu greșesc cifra. Dar mai aud pe unii care profețesc spunându-ne Domnul vine. Dar noi nu știm asta? Adică nu citești în Scriptură, adică cu ce e mai valabil? Că unul zice, așa vorbește Domnul, vin foarte curând. Am fost împreună cu Dorin într-o biserică în Statele Unite. În viața mea n-am întâlnit așa ceva. E una dintre bisericile în care, din care vrei să pleci cât poți de repede. Și la un moment a profesit o femeie. Așa vorbește Domnul. În 15 minute intru pe ușă să vă iau. Eram un grup acolo, ne-am dat coate și unul dintre pastori a scos telefonul, zice, eu am pornit cronometru. Deci, frații mei, când auzi asemenea lucruri, astea sunt prostii. A fi creștin nu înseamnă să fii prost. Unii cumva confundă lucrurile. A fi creștin înseamnă să fii naiv, să crezi orice. Nu cred că e corect. Că ne nimicim pe noi înșine. Știți ce m-a dorut pe mine cel mai tare în biserica aia? Că pastorul acelei biserici nu s-a ridicat în picioare să spună asta este o prorocie falsă, pocăiește-te, soră, că te duci în iad și nu-ți mai deschide gura în numele Domnului. Pentru că acolo s-a creat confuzie și sunt tot felul de oameni imaturi spiritual care ce mai fac după o poveste dintre asta? Trebuie să iei atitudine față de oamenii aceștia. Am fost în Australia și mi-a povestit una dintre surorile noastre care era acolo. Într-o zi conducea mașina și Duhul Sfânt a vorbit ceva. Nu se intru în detalii. Și a ezitat la început, dar în cele din urmă a răspuns acelei voci lăuntrice prin care Dumnezeu a vorbit. Ca apoi să constate că la capătul celălalt al lumii Cineva se ruga în mod specific pentru acel lucru. Îmi place să aud din asta. Pentru că asta este o lucrare autentică a Duhului Sfânt. Cine prorocește trebuie să aducă zidire, sfătuire, mângâiere. Ferește-te de orice ți se pare rău. Păstrează ce este bun și apoi ferește-te de tot ce, este, tot ce ți se pare rău. Se ridică aici o întrebare. Pot fi falsificate darurile duhovnicești? Răspunsul este cu siguranță. În 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 1, Biblia spune așa. În norod s-au ridicat proroci mincinoși. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Câteva surse și motivații greșite în folosirea darului prorociei. În primul rând, poate fi vorba de ignoranță sau de o falsă încredințare. Unii sunt încredințați de alți profeți falși, că sunt profeții lui Dumnezeu și îi împing că dacă nu prorocesc, Dumnezeu îi pedepsește. Dacă n-ați auzit din asta, o să auziți în viața dumneavoastră. Dumnezeu nu pedepsește pe cineva Dumnezeu l-a chemat pe Eremia în capitolul 1. Nu că nu pedepsește nicio circumstanță, ci în contextul acesta. În Eremia, capitolul 1, Dumnezeu îl cheamă pe Eremia și spune ne Eremia, înainte de a fi, înainte de a te naște, pe când erai în cele mamei tale, te-am pus deoparte ca să fii profet. Și ce face Eremia? Ce face Eremia? Doamne, sunt prea tânăr, nu pot. Și Dumnezeu spune, te trăznesc din cer dacă ne asculți. Nu. Asta arată micimea oamenilor simplitatea lor. Dumnezeu spune, Ieremia, nu zice că ești mic. Eu te-am chemat. Și Dumnezeu îi aduce convingeri lui Ieremia, care mai târziu să-l determine să acționeze. Așa că atunci când te face cineva profet într-un cerc de rugăciune și te sperie că dacă nu profețești, urmează pedeapsa lui Dumnezeu, poți să stai liniștit, că n-a vorbit Dumnezeu. A vorbit omul din îndrăsneala lui, din ignoranță, și dintr-o falsă încredințare. Apoi, unii profețesc greșit dintr-o râvnă falsă pentru Domnul. Mă rog, cineva a încercat o definiție a fanaticului și a spus că fanaticul este persoana care atunci când uh, greșește direcția își, turează, își mărește turația motoarelor ca să se ducă până la capăt în rău respectiv. Sunt oameni plini de râvnă. Frații mei, Duhul Sfânt este mângăietor. Ați auzit asta, că zice Iisus. Duhul Sfânt are un mod aparte în care convinge. În mintea noastră și Duhul Sfânt și diavolul vine atunci când păcătuim. Diavolul de obicei nu-ți oferă nicio șansă. Diavolul spune, tu nu o să te mai poți ridica niciodată, ești prea slab, pentru alții este calea credinței, uită-te cine ești, iar unii dintre dumneavoastră e posibil să vei avut parte de această bătălie chiar astăzi în timpul închinării. Tu te rogi, tu ridici mâinile spre Domnul, tu nu știi ce prăpădit ești? Ăsta e diavolul, nu-ți mai dă nicio șansă. Dar de partea cealaltă este vocea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt aduce convingere. Și Duhul Sfânt nu spune că păcatul nu-i păcat. Duhul Sfânt spune, ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și este o cântare foarte veche care spune cam așa, când simți în piept amar mustrarea pentru păcatul tău făcut, să știi că atunci Mântuitorul, și de aici nu mai știu cântarea, te cercetează sau îți vorbește. Duhul Sfânt produce convingere. Duhul Sfânt te, te duce pe genunchi să-ți mărturisești păcatul, pentru că în timp ce Duhul Sfânt îți spune, ai păcătuit, același Duh Sfânt îl spune, dar întoarce-te la Dumnezeu, care nu obosește iertând. A murit pentru tine, Hristos. Nu te vrea în păcatul în care ești. Ridică-te! Întotdeauna Duhul Sfânt aduce speranță. Întotdeauna ridică pe omul care este căzut. Apoi, un alt mod în care oamenii pot manifesta în mod greșit darul profeției este că numesc trăirile lor emoționale drept inspirație divină. Ah. Mi-amintesc și acum de o colegă într-un anumit context, cu mulți ani în urmă. Tot timpul atacau duhurile. Și am întrebat într-o zi, ok, dacă tot te chinui atâta duhurile astea, cum se manifestă? Păi le simt așa, că îmi strâng stomacul. Și numai diavolul prin duhur îmi strânge stomacul. Dar zic, când te bucuri, se strânge stomacul. La fel. Ok. Unii dintre noi suntem mai sensibili. Și numim anumite trăiri rele sau bune, ca și cum ar fi de la Dumnezeu. În Eremia capitolul 23 cu versetul 16 Dumnezeu spune așa Nu ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc, ei vă leagă în închipuri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Eram în clasa a doua, cred că, în vacanța mare. Mă rog, eu am crescut în Schela până la 13 ani și Amvonul de la Schela era așa o platformă mare, era Amvonul pe mijloc și se crea un fel de scar așa și toți copiii eram puși acolo în față, ca la insectar. Așa. Era cald, era vară, cald de nu mai puteai. Și la un moment dat copiii și au în curte, dar tatăl nostru era conducătorul biserice Și nu m-a uitat la noi așa. Și curgeau șuvoaiele de apă. Dar mă gândesc că într-o zi am ieșit și eu afară. A zis, ce o să-mi fac? Nu mai poate. Și în timp ce eram prin curte, pe la geam, cineva prorocește și zice, ceva de genul, nu mai știu să spun, iată, eu vin foarte curând, pregătiți-vă că imediat vin. În mintea mea de copil am spus, Doamne, ce bine că vin în, în vacanța asta. Nu mă duc în clasa a treia la școală. multe din așa numitele convingeri vin din propria noastră natură. Iată ce zice Domnul. Am necas pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu, zice Dumnezeu în Ieremia 23, cu 31. Apoi, un alt mod pentru care oamenii Pot să abuzeze darul spiritual, este o motivație nu numai eronată, dar chiar păcătoasă. Unii oameni au o valoare slabă despre ei, semnificația lor este slabă. Și un mod în care poate și în evidență și să-și zidească valoarea de sine, care de fapt este alimentată fie de mândrie sau resentimente, răzvrătire sau ură, este să se apuce. Să fac anumite slujiri publice și, în felul ăsta să-i terorizeze pe cei slabi de inimă. Dragii mei, în concluzie, trei lucruri. De fapt, nu fac decât să repet. Primul lucru la care Dumnezeu ne cheamă, nu desprețuiți proroceile, ci cercetați -le. Nu vă fie frică. Unii vă vor speria. Dacă pui întrebări, dacă cercetezi, asta e hulă împotriva Duhului Sfânt. Orice proroc fals fuge de cercetare. Prorocii mincinoși fug de Biblie ca dracul de tămâie. Scuzați-mi expresia asta. Oricine este a Domnului, n-are de ce să se temă. Pentru că profeția trebuie cercetată cu Scriptura. Cercetăm prorocile, păstrăm cei buni și ne ferim de tot ce ni se pare rău. M-am întâlnit săptămâna trecută cu un pastor care a revenit după mai mulți ani în România, care a influențat viața mea destul de mult la un moment dat și mi-a povestit ceva din întoarce, din perioada întoarcerilor la Domnul. E originar din Sălaj, student fiind în Cluj la Matematică Informatică, Pe la 26 de ani s-a întors la Domnul. Ce după ce m-am întors, după ce am avut această experiență, cineva mi-a spus că în satul meu este o bătrână, să mă duc să o vizitez. Ci și și-am vizitat bătrânica aceea. Avea o casă dărăpânată, săracă, lipită pământului. Am văzut pe masa ei Biblia deschisă și harfa de cântări deschisă. Și mi-a spus, bine ai venit, hai să cântăm ceva împreună. Deci hai să citim ceva din Biblie și să ne rugăm împreună. Și zice el, ori de câte ori plecam de acolo, simțea nevoia să-mi dea ceva, măcar un nou. Și eu la un moment dat am spus, auziți, dar când vin de la Cluj, ce ați vrea să vă aduc? Ah, deci nu am nim nevoie de nimic, am de toate. Poate că ați întâlnit oameni din ăștia, scump, scump de tot. Și la un moment dat, zic într-una din vizitele pe care le-am făcut, am găsit-o foarte tristă. Și mi-a spus, am o durere în suflet nespus de mare. Mă duc cu câțiva frați la rugăciune. Și ăștia mi-au mi zis că dacă nu botezată cu Dumnezeu Sfânt și nu vorbesc în alte linii, nu sunt mântuită. Și m-am rugat și nu știu ce să fac. Mi-am pierdut toată bucuria, toată râvna pentru Domnul. Vedeți, să dau și ceva la mântuire. Mântuirea este prin har. Mântuirea este prin credință. Dumnezeu ne dă darurile Duhului Sfânt, dar ca putere pentru slujirea noastră, nu ca o condiție a mântuirii. A trăit până pe la 80 și ceva de ani. Și a rămas după aceea zidită după discuția cu acest tânăr la acea vreme. Și de ea avea, era văduvă de foarte mulți ani. De ea avea grijă un nepot de ei, de la oastea Domnului, care venea în fiecare zi să-i mai cumpere o pâine, să vadă ce mai face. Și într-o zi, bătrânica asta i-a spus nepotului ei, zice, noaptea asta să iei cheia și să încui ușa pe afară. Zice, cum așa mătușă? Ce da. Zice, a venit Domnul Iisus la mine și mi-a spus că mă ia la noapte. Și s-a spălat cum a știut ea în puțin tel și a luat cele mai frumoase haine. S-a îmbrăcat cu ele, s-a culcat pe pat și așa a găsit-o nepotul dimineața. Nu știu, dumneavoastră vi se pare autentic o chestiune de asta? Față de gălăgia care se întâmplă pe alocuri și lipsită de, de substanță. Eu nu vă știu frământările. Eu un pic am fost vulnerabil cu dumneavoastră astăzi și v-am spus de tensiunea care este în mine. Dar poate le aveți și dumneavoastră, într-un fel sau altul. Aș vrea să vă încurajez, dragii mei chiar dacă mulți oameni s-au electrocutat folosind curentul electric. Noi încă îl mai folosim. Faptul că unii oameni au abuzat, faptul că unii oameni au creat în sufletul dumneavoastră dezamăgire, nu înseamnă că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu. Și nu înseamnă că Dumnezeu nu ne-a dat această resursă. Mai avem puțin până la Rusalii. Dacă ceva aș vrea să vă încurajez pe fiecare, căutați umperea cu Duhul Sfânt. Căutați această trăire autentică, acea dependență de Dumnezeu și apoi lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El.